Câteva gropi imense stau neastupate de mai bine de o lună, chiar în centrul capitalei, pe strada 31 August, colț cu Lev Tolstoi. Potrivit reprezentanților primăriei, acestea au apărut după ce Chișinău-Gaz a efectuat lucrări în zonă, iar agentul economic contractat pentru asfaltare și-ar fi făcut lucrul la lehamete. Șoferii spun că gropile sunt pentru ei un adevărat pericol, deoarece, mai ales pe timp de noapte, mașinile pot rămâne blocate în asfalt. La rândul lor, pietonii sunt indignați de lipsa de responsabilitate a autorităților și de faptul că se cheltuiesc bani din buget pe lucrări necalitative. Gropile sunt atât de mari încât cu ușurință poți cădea în ele. Pericolul cel mai mare rămâne a fi pentru șoferi, pentru că din neatenție ar putea rămâne blocați cu roțile în ele. Șoferii confirmă că gropile imense sunt periculoase, mai ales pentru cei care nu știu de existența lor. Strugere de mașini, mă rog, cheltuieli. Asta e țara noastră. Mare pericol, e pericol pentru șoferi și mașini. Foarte, foarte mare pericol pentru copii, oameni bătrâni. Da, și mașina poate să accidenteze dacă nu mergi curat aici. Și pietonii spun că gropile reprezintă un pericol, iar autoritățile ar trebui să intervină pentru a lua măsuri. N-am dat șop câte de remantire. Iar această femeie care locuiește în preajma ne-a spus că gropile nu sunt de azi, ci de mai bine de o lună. Я закапывала пару раз лопатой, потому что я сама машину ломаю. Am sunat la Chișinău-Gaz pentru o reacție, aceasta fiind instituția care a contractat agentul economic pentru efectuarea lucrărilor de pe strada 31 August, colț cu Lev Tolstoi, însă nimeni nu ne-a răspuns la numerele afișate de pe site. L-am sunat și pe șeful adjunct al secției conducte subterane de la Chișinău-Gaz, însă acesta ne-a spus că problema nu ține de competența sa. Totuși, peste câteva ore după ce echipa noastră a fost la fața locului, gropile au fost acoperite cu petriș și beton. Potrivit reprezentanților de la primăria Chișinău, lucrările de reparație au fost efectuate de angajații ex-drupo.